Lucrările la plajele din stațiunea Mamaiei au pauză doar de 1 mai. Utilajele nu vor dispărea de lângă apă și nici pietrele care ocupă nisipul nu vor fi înlăturate. Cu toate acestea, hotelierii spun că au majoritatea camerelor rezervate. Așteaptă doar să primească turiștii. Gradul de ocupare în această perioadă este de 100%. Turiștii îi așteptăm să sosească. Începând cu ora 12 putem să cazăm oaspeții noștri. Îi așteptăm cu un pachet de mi-pensiune, mic dejun și prânzul inclus. De asemenea, beneficiază și de accesul la spa center, ceea ce înseamnă piscină interioară, saună, fitness, jacuzzi, duș emoțional, duș cervical. Pe lângă aceste facilități, turiștii pot alege să participe la evenimentele de pe plajă. Dacă nicio opțiune nu vi se pare viabilă, atunci priveliștea de la ultimul etaj al unui hotel de lux poate fi o soluție. Ne aflăm la ultimul etaj al unui hotel de 5 stele cu un grad maxim de ocupare în ceea ce privește mini-vacanța de 1 mai. Turiștii care vor veni aici vor avea parte de o priveliște de neuitat. În cazul în care soarele se va ascunde după nori, turiștii pot alege să participe la activități în cadrul unităților de cazare. Dacă vremea nu va fi pe placul turiștilor, noi sperăm să fie mult soare, să poată fi prezent și la piscina noastră exterioară, de asemenea, pe care o deschidem începând cu weekendul acesta. Ei vor putea, bineînțeles, să își petreacă timpul la piscina interioară, unde pot efectua, de asemenea, diverse tratamente, masaje, fără nicio problemă. Cei care doresc să ajungă la mare de 1 mai, dar nu și-au făcut rezervare, mai pot găsi locuri libere la hotelurile din